Facem apel către toți angajatorii și salariații din ramura construcțiilor. Este scopul acțiunii sindicale de astăzi. Un început, dar un început rodnic în lupta pentru combaterea muncii la negru în țara noastră. Deci scopul marșului de astăzi, cu genericul Nu muncii la negru, este de a sensibiliza autoritățile publice, centrale, locale, Guvernul Republicii Moldova, patronatele și sindicatele, angajatorii și angajații tuturor întreprinderilor din ramură și în toate ramurile economiei naționale despre fenomenul muncii la negru și care sunt consecințele acestui flagel. Comisia pentru consultări și negocieri colective din ramura construcției a semnat un apel, o declarație apel către toți angajatorii și salariații din ramură, prin care se exprimă îngrijorarea referitor la ceea ce se întâmplă cu acest fenomen la întreprinderi din ramură, munca la negru și practica citării salariului în plic. Noi susținem angajatorii care respectă legislația, au grijă de muncitori, sunt respectați și o parte bună din angajatori, suntem siguri că ei ne susțin. Vorbim de numele tuturor celor care ne susțin și celor care până când încă nu cunosc ce înseamnă munca la negru și care sunt consecințele ei. Deseori am vorbit despre aceste lucruri și în cadrul Comisiei Naționale pentru Consultări și Negocieri Colective, în cadrul Comisiei Ramurale, dar cu regret, până când ceea ce este scris pe hârtie în documentele oficiale nu se respectă de unii angajatori. Îndeplinirea convenției colective în ramura construcțiilor pentru anii 2009-2013, facem apel către toți angajatorii și salariații din ramura construcțiilor, precum și autoritățile publice, de a contribui prin acțiuni consolidate spre combaterea muncii la negru. Pornind de la această situație, suntem convinși că poate fi depășită numai prin eforturi comune. Într-o îndeplinire convenției colective în ramura construcțiilor pentru anii 2009-2013,
2013. Facem apel către toți angajatorii și salariații din ramura construcțiilor, precum și autoritățile publice. Confederația a susținut acțiunea sindiconțului pentru că sunt afectați constructorii, comerț, industrie, transport, sunt aici pedagogi, medici, colaboratori din cultură. Ei trebuie să primească salariile care se plătesc în plic și nu se achită impozitele. Noi astăzi cu marșul datul, să zicem așa, anunțăm o revoltă mare față de cei care trăiesc în țara aceasta și nu respectă legile, pentru că sunt unii egoiști care au gărdășei cu patronul și se eschivează de la plată impozitul. De ce? Trebuie să fie cerute procentele de la salariați dacă în umbra se vârtește la nivel de 15 miliarde. Și noi vrem să sensibilizăm și nu vă gândiți dacă astăzi este 1.000, noi nu putem scoate și 10.000. Dorim să trăim în țară unde se achită impozitele, unde trăim bine și pensionarea să primească o pensie bună, dar nu indemnizația în perioada de căldură cu 200 de lei. Asta este sensul. Nu numai fiscul, eu vreau încă o dată să accentuez. Societatea civilă trebuie să recunoască. Noi avem un fenomen foarte rău în țara noastră. Și numai sindicatele, cu inspecție, mulți cu guvernul putem să spunem că da, avem o problemă mare. Dar dumneavoastră, societatea civilă, mass media, spunem că asta este o rușine. Să muncești la negru, să nu dai banul la copilul, la invalid și la mama ta. Asta este o rușine națională. Și noi avem la 50% care se ascunde în umbră. Și noi vrem să arătăm că lucrul acesta de care arătăm astăzi, poate mâine se trezește cineva cu plancard de pe lângă întreprinderea care practică muncă la negru. Eu vă spun încă o dată, oficial, domnul prim-ministru a anunțat la audierele în Parlament minimum 50% agenți economici muncesc la negru. Prim-ministru a anunțat, statistica este foarte dură. Citiți ce a scris profesorul Constadache, care a făcut investigatorul. A scris la nivel de 29% au crescut în 2011 economie informală, plus avem la nivel de 18 miliarde. Iată unde sunt banii pentru profesori, pentru pensionari, pentru copii. Și de ce nu noi trebuie să abordăm problema aceasta? Acolo se poate de găsit. Micșorarea, eu înțeleg că nu poate fi redus completamente, dar micșorarea economiei informale. Nu, no, la sigur no, că nu. No. Noi începem o campanie. În anul 2012-2013 va fi măsurile drastice. Au fost implementate unele măsuri privind amenzele dure, va fi discuțiile foarte dure cu inspecția muncii și noi împreună cu inspecția muncii a sindicatelor. Noi vrem să fie flagelul dat scos la suprafață. Nu este bine. Că nu este bine înțelegerea aceasta între salariați și patron, care ignorează completamente legislația țării Moldova. Cred eu că este foarte important pentru a sensibiliza în primul rând autoritățile publice, autoritățile de vârf, care au menirea constituțională de a asigura drepturile și interesele de muncă ale salariaților. Dar, cu părere de rău, astăzi sindicatele au ajuns în situația în care se întreprinde măsuri ceea ce ține de competență. Evident că sindicatele își aduc aportul său pentru ca salariații, membrii de sindicat, conștientizeze consecințele negative ale muncii la negru, dar cred că responsabilitatea, în tot sensul cuvântului, rămâne după autoritățile publice. Repet, sindicatele sunt disponibile întotdeauna să contribuie în măsura ce ține de competență, pentru că trebuie cu toți să conștientizăm că consecințele negative ale acestui fenomen, munca la negru, afectează nu numai drepturile și interesele sociale, economice ale salariaților, dar în mare măsură afectează și economia țării, interesele tuturor cetățenilor acestei țărișoare. Noi nu suntem de acord cu salariul care le primim acum, în ziua de azi. Și implic și alte moduri, dar vrem să corespundă salariilor, eforturilor noastre acordate, muncii noastre. Adică să primim sudoarea noastră adevărată, nu a străină sau a noastră vărsată prin muncă.
țara care nu, în care nu se achită impozite și țara care nu respectă legile nu are niciun viitor. Noi vrem să avem un viitor în țară, noi vrem ca munca oamenilor noștri să fie asigurată, să fie asigurată după merit, vrem să trăim în această țară și vrem să fim respectați. Legea în țară trebuie pusă în capul mesei. Dorim a lucra cinstit, dorim ca toată societatea să lucreze și să achite impozite. Astăzi în țară la 50% din angajați nu achită impozite și de celelalte 50% nici de cum nu vor putea soluționa totalmente întrebările sociale. Iar pressingul fiscal care este aruncat asupra celor care lucrează cinstit o să-i distrugă. De ce noi ne adresăm către guvernare, ne adresăm către angajatori de a fi corecți, de a respecta legea și de a pune baza unui viitor în această țară pentru tineretul care dorește de a lucra aici. Noi dorim ca ei să rămână, noi dorim ca țara Moldovei să aibă un viitor. Muncă legală! Muncă legală! Nu muncii la negru! Nu muncii la negru! Nu salariilor de declarate! Nu salariilor de declarate! Opriți sărăcia! Opriți sărăcia! Stimați colegi, încă o dată vă mulțumim pentru că ați dat dovadă de solidaritate. Noi suntem astăzi într-o zi de lucru. Scopul nostru nu a fost să adunăm astăzi toți salariații cei care muncesc legal. Pe această cale vrem să ne mulțumim și angajatorilor care sunt solidari cu noi, pentru că cea mai bună parte din angajatori respectă legislația muncii, au grijă de salariați, au grijă de condițiile de muncă în care lucrează salariații. De aceea vrem ca de azi înainte angajatorii să aibă o atitudine mai onestă și mai cinstită față de salariați, să fie cu ei cât mai deschiși la însemnarea contractului individual de muncă, să le aducă cunoștință despre toate reținerile din salariu legal și obligatorii, pentru toate taxele, pentru fondul social, pentru fondul de pensii, pentru fondul de medicină asigurată obligatorie. De aceea vă mulțumim pentru faptul că ați dat dovadă de această solidaritate și am început o luptă, o luptă nu atât de ușoară cu acest flagel, muncă la negru și practica achitării salariilor în plic. De aceea o să-mi permiteți să dau citire textului rezoluției participanților la marșul Nu munci la negru, pentru ca să o înaintăm Guvernului Republicii Moldova și să-i chemăm la colaborare, la dezrădăcinarea muncii la negru și practicii achitării salariilor în plic. Nu munci la negru! Nu munci la negru! Nu salariilor nedeclarate! Nu salariilor! Iar acum vă rugăm un pic atenție. Noi, participanții la marșul cu genericul Nu muncii la negru, ne exprimăm dezacordul față de fenomenul muncii la negru și achitarea salariilor în plic. Aceste practici ilegale paralizează de mai mult timp economia Republicii Moldova, căpătând în ultimii ani dimensiuni alarmante, atât prin cazurile numeroase, cât mai ales prin sumele enorme de bani cu care este prejudiciat bugetul statului. Consecințele acestui flagel sunt deosebit de grave la nivelul întregii societăți, iar fenomenul trebuie să devină o preocupare prioritară și permanentă a instituțiilor abilitate ale statului. Este adevărat însă și faptul că actualmente, în lipsa protecției sociale adecvate din partea statului, munca la negru asigură supraviețuirea unor familii întregi, deci este o posibilitate a unei mari părți de populație să supraviețuiască. Ineficiența politicilor fiscale, sociale și economice, promovate de stat în perioada de tranziție, pe care o parcurge Republica Moldova începând cu anii 90, precum și lipsa intervenției instituțiilor abilitate, se găsesc transpuse în economia tenebră, în condițiile unei presiuni fiscale exagerate,
și a costului vieții exorbitant de mare. Șomerul este aproape impus de la spate pentru activarea negru. Munca la negru și, în general, economia tenebră reprezintă insatisfacție generală a salariaților și angajatorilor vis-a-vis de modul în care statul își onorează obligațiile în cadrul contractului social. Dacă percepțiile generale sunt ca statul doar să colecteze impozite, dar nu este capabil să asigure servicii publice de calitate, drumuri, servicii de sănătate, protecție socială, atunci tentațiile de intrare în umbră vor fi și mai mari. Evident, în acest fel se consolidează cercul vicios al economiei formale. Noi declarăm că nu dorim să tolerăm ilegalitatea. Vrem să muncim legal la noi în țară și suntem dispuși ferm să contribuim la combaterea muncii la negru. O cale probată și sigură de eradicare acestui fenomen este conjugarea eforturilor partenerilor sociali, guvernul, patronatele și sindicatele în vederea asigurării cetățenilor unei munci decente și unui trai decent, asigurării unei concurențe loiale în activitatea angajatorilor, reducerii presiunii fiscale asupra angajatorilor și salariaților, protejării producătorului autohton, eficientizării activității instituțiilor statului, îndeplinirii prevederilor planului de acțiuni privind minimizarea practicii de achitare a salariilor în plic și muncii la negru, aprobat prin hotărârea Guvernului numărul 477 din 28 iunie 2011. Chișinău, Piața Marii Adunări Naționale, 31 octombrie 2012. Stimați colegi, sunteți de acord cu această rezoluție? Da! Deci nu este nevoie să ridicăm mâinile pentru că am înțeles. Acesta este scopul acțiunii sindicale de astăzi. Cum a mai spus și domnul președinte, un început, dar un început rodnic în lupta pentru combaterea muncii la negru în țara noastră. Vă mulțumim și acum invit doi tineri, domnul Tudor Rusu. Da, doi tineri și să vă rog cineva din poliție să-i conducă până la intrarea Guvernului Republicii Moldova pentru a înainta aceste revindicări primului ministru. Cei care au păcat în poate să ia mătiri față, eu cred că semnalul dat astăzi și angajatorilor care practică munca la negru și guvernanților care trebuie să-i scoată în față și să-i atragă la răspundere va fi un bun înțeles că trebuie să apuce de lucru, pentru că parcă legislația se face mai dură, dar legile nu lucrează. Atâta timp când legislația nu are efect în societate, mai bine nici nu ar fi. Noi credem că astăzi e început, mâine vom fi mai mulți, poi mâine și mai mulți și nu numai în domeniul exploatării muncii la negru. Noi ne vom apuca absolut de toate domeniile care ne țin, bat pasul pe loc și nu ne permite ca să avem oameni mulțumiți de munca lor în țara lor, oameni cu familiile flămânde, cu copiii bolnavi și cred că e un bun început, un bun semnal. Vom fi alături de sindicate în toate începuturile lor care sunt benefice pentru societate în general. Guvernul deci susține aceste inițiative ale Confederației Naționale a Sindicatelor și asta demonstrează prin elaborarea sau prin promovarea hotărârii de guvern și a planului de acțiuni privind contracararea muncii la negru și achitarea salariilor în plic. Sigur că aici trebuie să depunem eforturi comune, atât din partea patronatelor cât și a sindicatelor, acolo unde au structuri sindicale, iar de către guvern, prin instituțiile de control.
Avem inspecția muncii, avem alte structuri care trebuie să implice în contracararea acestui fenomen. Cu atât mai mult că nu de mult Confederația Națională a Sindicatelor a instituit inspecția muncii care trebuie să vină să ne ajute pe noi în depășirea acestei. Sigur că da, sigur că da. Toate eforturile care vin ca să promovezi ideea că fiecare angajat trebuie să aibă un loc de muncă bine plătit, să aibă acces la o muncă decentă, sigur că noi susținem și le mulțumim pentru acest efort pe care îl fac.